Bună ziua, stimați telespectatori! Sunt părintele profesor Vasile Grejdean de la Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Șagura din Sibiu și astăzi voi fi gazda unei emisiuni din cadrul seriei Teologie Academică și Viață Bisericească. Invitatul nostru de astăzi este părintele diacon Nanu Virgil Ioan de la Mănăstirea Stavropoleos, binecunoscut psalt sau protopsalt, de asemenea compozitor de muzică bizantină, de origine, de, să zicem așa, de factură bizantină și muzică psaltică și doctorand de la secția de muzică, la disciplina muzică bisericească și ritual de la Facultatea de Teologie din Sibiu. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc mai întâi pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Aș vrea să marchez o anumită idee. Ați spus la un moment dat că sunt cunoscut pentru compoziția de factură bizantină. În bizantinologie sunt anumite delimitări în ceea ce privește muzica bizantină, post-bizantină, neobizantină. Pentru un psalt, aceste delimitări sunt mai puțin importante, deoarece duhul bizantin se simte în toate piesele, că e vorba de secolul XIII, secolul XVIII, secolul XX, vorba de un duh al muzicii bizantine, tradițional, autentic. Bineînțeles, din punct de vedere metodologic, bizantinologic, această delimitare își are rostul ei. Asta ține de o anumită, pentru a termina ideea și a înțelege mai bine, ține de oarecum de o anumită, de un anumit anonimat auctorial sau chiar de o asceză auctorială legat de smerenie și de recunoașterea faptului că în ultimă instanță inspirația cântărilor bisericești, imnelor bisericești, nu ne aparțin nouă neapărat ca și niște autori, ca niște creatori în sine, cât fiind inspirație, ține de, practic, de darul de divinității, darul lui Dumnezeu, care, pe care noi, ca și compozitori, să spunem așa, îl împărtășim mai departe. Am încercat să adaug acea observație de factură bizantină, tocmai pentru a nu crea o confuzie de la început, pentru că de multe ori compozitorul este asociat unei creații. Noi putem să punem ghilimele la această creație, dar într-un mediu mai secular, creația pare chiar creație. Deci cineva creează, compune, pune împreună și creează ceva nou, ceva care nu exista mai înainte. În muzica bisericească, în cântarea bisericească, există totuși o conștiență a faptului că toate vin de la Dumnezeu, sunt darul lui Dumnezeu. Probabil în sensul acesta. Da, ați punctat un lucru foarte important, anume acel al inspirației, am putea spune al conlucrării permanente dintre cel care creează și Dumnezeu care îl asistă. Din punctul acesta de vedere, nu putem vorbi de o originalitate, mai ales în tradiția muzicală bizantină. Din alt punct de vedere... Ba chiar dintr-un anumit punct de vedere, a rămâne în cadrul tradiției, originalitatea în sine chiar este de evitat. Este recomandat a fi evitată, nu? Pentru că atunci înseamnă suspectă. Să e suspectă. Asta e cu bun cuvântul. Da. Și din alt punct de vedere, există un fond comun în muzica bizantină. Am putea spune generic formulele muzicale pe care fiecare compozitor practic le manevrează, le combină într-un stil propriu. O întrebare puțin tehnică. Pe termen foarte lung, deci chiar trecând peste secole, totuși acest fond de formule are o evoluție, o îmbogățire, o sărăcire? Da, unele s-au mai pierdut, altele s-au mai adăugat. Da. De-a lungul timpului, bineînțeles, muzica bizantină a evoluat, așa cum tradiția a evoluat. Există un dinamism în tradiția majusculă, tradiția bisericii și
anumite lucruri au rămas cumva ascunse, îngropate, au rămas în urmă, nu neapărat în sensul că s-au pierdut definitiv, au apărut altele noi, dar care păstrează, cum am spus, duhul celor vechi. Da, nu este, așadar nu este vorba de o noutate absolută, ci este mai degrabă vorba despre o, am întrebat chiar de o reinterpretare sau o schimbare mai mult în formă decât în fond. Deși în exact. fondul este același, da. De multe ori noi, de multe ori acum când vorbim de noutate, ne referim la această schimbare a formelor, însă uitând că undeva există un fond care este acela nevăzut, este partea cea mai importantă a lucrurilor care se petrec, care există, care... Dacă îmi permiteți o comparație, eu nu sunt același ca acum 30 de ani, dar totuși sunt același. Cam așa, da. Avem o identitate, la fel ca și în cazul tradiției, care însă, evident, suferă o prefacere, însă nu e o prefacere care nu afectează fondul. E o antinomie acceptabilă, necesară, firească în ultima instanță. O întrebare, apropo, că nu mai sunteți cu același cu cel de acum 30 de ani. Aveți o vârstă totuși încă destul de tânără, 33 de ani. Și ar fi foarte interesant și pentru mine, ca și profesor, dar poate și pentru alți tineri sau alți creștini, ar fi interesant de văzut totuși ceva apropiat de muzica, să spunem așa, de factură bizantină, muzica psaltică. Pentru că foarte mulți tineri, mai ales după căderea regimului ateist, ateu, după 1990, deci după în ultimii 25 de ani, ultimul sfert de veacă deja, foarte mulți tineri sunt tentați de alte realități culturale, economice, profesionale. Care a fost chemarea? Că la vremea respectivă aveți, deci, dacă scădem din 33-25, aveți doar 8 ani, deci o vârstă a tuturor posibilităților viitoare. Un potențial cu totul deschis. Ce v-a făcut să vă apropiați? Care a fost chemarea? Aș fi tentat să spun că a fost o întâmplare, deși cineva spunea că nimic nu este întâmplător, totul este proniator. Prin urmare, cred că m-am apropiat de muzica bisericească, din purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Trebuie să menționez că mama mea a fost profesoară de muzică în orașul Roșiorii de Vede și, practic, ea mi-a pus bazele, mai mult sau mai puțin voluntar. Cât eram mic, nu avea cu cine să mă lase acasă când mergea la cor, la cursul, la ore. Și m-a luat tot timpul cu ea și eu eram martor la tot ce se petrecea. Îi cunoșteam cursurile pe de rost, repertoriile pe de rost, piesele corale, tot. Copiii mici învață, memorează mult mai ușor. Da. Și uneori eram folosit pe post de material didactic. Dacă unul dintre elevi nu își învăța lecția, mama mă punea pe mine, eu spuneam perfect și îmi spunea, uite, el știe, e mai mic ca tine, tu de ce n-ai învățat? Nu poți? Încheie această paranteză. După anumită vârstă, n-am mai continuat pe această linie cu muzica, n-am mai fost preocupat în mod explicit de muzică, însă la un moment dat am simțit o atracție spre, o înclinație spre a merge la biserică și am vrut să dau la seminar. Și abia în seminar m-am întâlnit pentru prima oară cu muzica bizantină, care pentru mine a fost o revelație. Pur și simplu am drăgit-o de la început. Mai puțin primele două luni în care m-am chinuit să învăț teoria și semnele și toate acele exerciții pentru începători. Cu mama ați venit în contact cu muzica, să spun așa, liniară sau cu muzica de factură occidentală? Muzica cultă. Cultă, da. De factură occidentală. Solfege, notație, portativ. Da. Da, și în seminar, practic, am descoperit această muzică. Oarecum cu tot altă realitate muzicală, totuși. Exact. Nu corespundea cu nimic din ce știam anterior. Nu se auzea la radio, nu se auzea la televiziune, nu se auzea cam nicăieri în copilărie.
Și, din păcate, și subliniez din păcate, în acea perioadă, în seminar, era lipsă de profesori, sau cel puțin unii dintre profesorii de muzică erau preocupați de alte aspecte, de misiunea în parohie, de finalizarea tezei de doctorat și cumva am fost văduviți. De... Era și o activitate corală. Exact. Polifonică, care e mai puțin apropiată de muzica bizantină. Dar, din păcate, clasa noastră, A, erau A, B, C și cântăreții. Clasa noastră a fost singura care nu făcea cor, deci ansamblu coral, de niciun fel. Eram limitați, practic, la participarea la slujbe și atât. Dar am avut marele noroc cu doi colegi, dintre care unul mi-este prieten și mi-este coleg de strană actualmente la Stavropoleos. Este vorba de Sorin Emanuel Pană, este doctor în teologie și unul dintre cei mai buni psalți pe care îi cunosc din țară. Și împreună cu el ne-am stimulat reciproc, ne-am încurajat, ne-am antrenat și am început să învățăm oarecum autodidact. Și într-un an sau doi de zile, practic, am parcurs cam tot ce găseam, tot ce am găsit, literatură tipărită, manuscrise și tipărituri grecești în biblioteca Mănăstirii Radovodă, unde am făcut seminarul. Și de acolo... Așa, după ce ați învățat notația muzicală crisantică, deci modernă. Da, cam în trei luni de zile, da, da. Deja m-am desprins de ajutorul mamei. Ați ajuns la un, la o paralaghie foarte cursivă, foarte... Am trecut repede peste paralaghie, nu mi-a plăcut niciodată paralaghia. Am trecut direct la cântat... Metrofonie. Exact, la cântat cu pe cuvinte, silabe, pe cuvinte, silabe, cum se zice, da. Asta e un exercițiu necesar, recomandabil, probabil, oricui dorește să ajungă la oarecare detașare de literă, să zic așa. Da, să da. Vadă frazele, nu numai literă cu literă, să treacă chiar de cuvinte, să ajungă la fraza muzical, poetică, imnologică, imnografică. Bineînțeles că este recomandată și paralaghia, adică echivalentul solfegiului. Da, da. Așa? Dar pentru cineva nerăbdător ca mine să parcurgă cât mai mult, să descopere lucruri noi, era o îngreunare, așa că am sărit peste. O întrebare. Respectiva deșifrare a partiturilor era în urma învățării după gramatica muzicii psaltice, nu? Care, da. care la vremea respectivă stabilea o relație cât se poate de clară între notația occidentală și eventual major, gamele majore și minore occidentale și inclusiv cromatice și glasurile celor glasuri bisericești. Pe undeva era o simplificare a psaltichiei, să spun așa. Așa au spus mulți care nu au... Iar gramatica, vorbim de gramatica lui Nicolae Lungu și a colaboratorilor, care pentru prima oară realizau astfel de corespondență didactică și reducționistă până la urmă. Dar, cum am spus, pe mulți, mai ales din școala veche, cei care au învățat după cărțile lui Ion Popescu Pasărea, Principii de muzică orientală sau chiar mai dinainte, mergând la Anton Pan și Macarie Romanacul și ceilalți care între aceștia. Era vorba despre o altă paradigmă sonoră. Nu v-a deranjat deloc asta? Sau când ați venit în contact cu înregistrările grecești, de exemplu? Ce s-a întâmplat? Cam de la sfârșitul anului întâi, începutul anului doi, a fost pentru mine un șoc. Din ce an era? 2000 deja? Nu, mai devreme. 97. 97. Spunea că a fost un șoc. Pentru că era puțin altfel decât ceea ce cântați voi. Primul au fost binevenite. Circulau înregistrările grecești piratate. De ce spuneam că am fost șocat? Deoarece altfel. Sunetul era altfel. Exact. Stilul de cântare era altul. Și chiar glasurile care teoretic n-au prea multe diferențe. Glasul 1, glasul 8, glasul 5 sunau de nu puteam să le recunosc. Și mă întrebam de ce oare. Și a fost pentru mine o provocare să mă apropii și de această paradigmă, cum ați numit-o,
a muzicii netemperate. Pe de altă parte, era o paradigmă nu numai pur muzicală sau sensul audiției, o paradigmă presupune multe alte componente, elemente, inclusiv de formare, de didactic, la mod didactic. Știu, fiind puțin mai în vârstă, am prins dintre vechiul cântăresc care au fost formați în, să zic așa, înainte de de anii comuniști și care practic nu apelau deloc la înregistrări sau la instrumente sau la modele occidentale, cum sunt gamele. Modelele erau totdeauna pur auditive, erau cântăreții înainte. Unii dintre ei foarte buni, profesori foarte buni, profesori care foloseau cel mult instrumente care le permite să cânte netemperat, într-o anumită sau altă, într-una sau altă netemperanță. Cum este vioara, despre care știm că folosea și Ion Popescu Pasărea și Ștefanache Popescu, foloseau pentru că tocmai oboseau probabil cântând, dar un instrument cum este pianul, orga, sau de instrumente de factură, gitara cu grifurile respective, nu permite tocmai acea subtilă microtonie care dă ifosul, să zicem așa, bizantin, de o factură, de un fel sau de altul. Da, este adevărat. Nu am avut astfel de repere cântăreți mai în vârstă pe care să-i ascultăm. Ați fost autodidacți cu colegii? Și asta are avantaje, râvna folosește, dezavantajele este că unor poți citi o cultură sau poți citi la modul foarte larg, poți face o lectură diferită, de fapt, de cea autentică a unei lucrări dintr-o anumită cultură, de altă factură, de altă paradigmă. Să o interpretezi altfel decât... Da, i-am auzit, de exemplu, muzică românească, de exemplu, repertorul lui Gheorghe Zafir, cântat de niște elvețieni. Și primele minute, impresia mea a fost că ei cântă ceva mozartian, deși nu suna Mozart, totuși, dar stilul era apropiat. O să-mi dau seama, stai că ăsta este repertorul pe care l-am auzit cântat de Gheorghe Zafir la Nai și cu alți, zic așa, cu colaboratorii săi. Revin aici la ce spuneam inițial, că în toate există o pronie a lui Dumnezeu și niciodată nu ne lasă, dacă ne-a direcționat pe un anumit drum, totdeauna ne supraveghează și ne dă ocazii să învățăm lucruri noi, să ne corectăm eventual. Spuneam că nu am avut la început exemple, cântăreți pe care să-i ascultăm, pe care să învățăm. Abia în anul 5 de seminar am întâlnit doi dascări în vârstă 80-90 de ani, unul în Pantelimon și unul la Biserica Mavrogheni, care cântau aproape identic cu ce auzisem pe casetele grecești. Și pentru noi a fost o altă revelație. Deci, cu gramatica lui Lungu, deja caracterul oriental se cam pierduse. Cu cântăreții mai bătrâni, caracterul oriental, ceea ce nu e oriental, mă rog, la modul generic, se pot, la cântăreții vechi se putea regăsi. Da, unul dintre ei, cel din Pantelimon, făcuse, pare mi se, chiar cu Popescu Pasărea. Și când l-am auzit, după slujbă, era o slujbă de hram, l-am rugat să ne exemplifice din toate glasurile. Și nu ne mai săturam ascultându-l. Păi, probabil că la respectivul cântăreț, să zicem așa, duhul tradiției, viața tradiției, să zicem așa, era foarte vie. Și asta te impresionează. Da, dar el nu era conștient de ceea ce deținea. Dar nu e nevoie de noi nu suntem conștienți că respirăm sau că mergem la un anumit fel sau că vorbim românește. Mulți, nu știu, mai există toți analfabeți. Dar vorbesc românește foarte bine. Deci alfabetizarea, să zic așa, literele scrierilor nu sunt o condiție a cunoașterii unui limbaj, a unei limbi, inclusiv a unui limbaj muzical. Probabil. Da. După ce am terminat seminarul, m-am înscris la Conservatorul din București, unde am avut ca profesor pe Părintele Arhidiacon Sebastian Barbu Bucur, pe Părintele Arhidiacon Gabriel Constantin Oprea, care mi este și coleg și prieten, coleg la Mănăstirea Stavropoleos, și pe domnul profesor Nicolae Gheorghiță. Și
m-a ajutat foarte mult să-mi completez cultura muzicală și să-mi dau seama că acea realitate diferită cu care am intrat în contact în seminar nu ține de, nici de domeniul trecutului, nici de, de spațiu, să zicem așa, muzicii elene, muzicii grecești, și totuși ține totuși de tradiția noastră, în care la un moment dat s-a produs o fisură. Și după 90, acest fir al tradiției s-a renodat, s-a încercat o redescoperire a valori, inclusiv la nivelul acestui sound, acestei paradigme sonore. Da, la un moment dat avusesem o discuție pe care, din păcate, nu am putut-o urmări mai departe, tocmai pentru a ajuta, nu neapărat cu sound-uri externe, cum sunt cele grecești, care le avem la îndemână, pentru că existau înregistrări, de fapt, din vechim, din mai de peste un secol, deci odată cu apariția fonografului, prin anii deja, primii ani și primele decenii ale secolului 20, în Grecia existau înregistrări cu psalți, unele care sunt valorificate acum de Mnimia, este o colecție aceea. Și la un moment dat te întrebam, fiind în București, fiind la Sibiu și mai puțin aproape de arhivele centrale, mai mari, dacă nu există înregistrări de muzică, cum există multe alte înregistrări, inclusiv folclorice, dacă nu există înregistrări de muzică bisericească, înainte de al doilea război mondial. Deci, din prima jumătate a secolului 20, pentru că asta ne-ar fi ajutat poate și pe noi să mai renodăm firul pur sonor al cântării, fără a face acest înconjur pe la tradiția și înregistrările grecești, în ultima instanță. Asta era atunci o propunere, o temă, să spunem așa, din pe care, din păcate, n-am putut-o dezvolta, dar poate că poate să rămână deschisă asta oricând. Da, încă mai sunt dascăli în vârstă, unii au peste 90 de ani. Deci niște înregistrări vii, să zic așa. Da, înregistrări vii, dar e necesară o muncă de teren susținută cât mai repede, cât mai sunt în viață. Cât mai sunt în viață. Noi în Ardeal am făcut aceasta, la un moment am înregistrat peste 100 de cântăreți, majoritatea în vârstă, tocmai pentru că am fost puși în situația de a constata că în curând vor muri și tinerii care de multe ori, uneori le iau locul, au o formație de școală care de multe ori este ușor artificială și care nu, care undeva constituie sau marchează un hiatus tocmai de vechiul stil de cântare bisericească, în cazul nostru ardelenesc, dar probabil că situația este asemănătoare și aici, în restul țării. Da, aș vrea să punctez o anumită idee, anume trebuie să prețuim, să-i prețuim pe dascării vechi, cât încă îi mai avem, dar să nu uităm și de cântăreții, de psalții tineri, care trebuie să încurajați, susținuți, ar trebui să fie cât mai multe burse care să-i ajute să-și completeze studiile. Cred că ar trebui reînființate și școlile de cântăreți bisericești. Chiar există, dar din cauza perspectivelor ulterioare, profesionale, în speță de salariile care sunt cele mai mici pe economie, aceasta îi descurajează pe mulți și dacă au posibilitatea, rămânând cântăreți de duminică, să spunem așa, de obicei profesează, se îndreaptă către alte profesiuni. Deci școlile de cântăreți există încă. Sunt un fel de jumătate de seminariu, de seminarii. Da, țin minte, când eram la seminar, aproape în mod invariabil, după primul an de școală de cântăreți, jumătate treceau la seminar. Chiar dintre cei foarte buni cântăreți? Și poate mai ales dintre aceia? Da, și nu numai. Da. Ce era de demonstrat, cum se spune. Mergând mai departe pe linia, ce s-a întâmplat mai departe? În formarea mea, da. Psalt. În momentul
Academiei de Muzică a Universității Naționale de Muzică din București. Înainte de acest moment, au mai fost două momente marcante. În anul 2 de seminar am ajuns la Catedrala Patriarhală și l-am întâlnit pe părintele Mihail Bucă, care era pe atunci un fenomen pentru noi care eram mici, începători, și ne uitam la el ca la o personalitate și de la care aveam multe de învățat. Și timp de un an și ceva am fost isonar în corul lui la Patriarhie și la un moment dat mai mergeam și pe la alte biserici, am ajuns și la Stavropoleos. Dar prima oară când am intrat, nu mi s-a părut nimic special. Era, în primul rând, era întuneric, pâlpâia o lumină la strană, muzica mi se părea monotonă și am plecat. Eu eram obișnuit cu stilul catedral, care este eclatant, este, am putea spune, puțin teatral, în care saltul depune un efort în ceea ce privește retorica muzicală, expresivitatea, pe undeva poate un pic artificial, însă intenția este una pozitivă. Însă, după un an de zile, am revenit la Stavropoleos. Acum, o mică observație. Se vorbește despre stilul catedral și stilul mănăstiresc, sau zic așa. În ultima instanță, și catedralele au un regim mănăstiresc. Este adevărat. Dar sunt laturile aceleași. Dacă o mănăstire... La strană nu cântă monași. La strana catedralei nu cântă monași, cântă mireni. Și, cum spuneam, am ajuns încă o dată la Stavropoleos. Asta e o mică problemă, un mic paradox, să spunem așa, dar interesant. Și de data aceasta am văzut lucrurile într-o cu totul altă lumină și am simțit că mi se împlinește un mare gol pe care îl resimțeam. Aveam nevoia de reculegere, de liniște și mi-am dat seama că este întreținut o atmosferă duhovnicească. Nu este întunecos pur și simplu faptul că nu sunt aprinse multe lumini. Cântarea este liniștită, nu se schimba isonul des, cum se proceda la Patriarhie. Și mi-a plăcut foarte mult și acolo am rămas. Vreau să, pentru unii dintre ascultători sau telespectatori, să înțeleg că nu e nimic critic vis-a-vis de o poziție sau de o situație sau alta. E vorba de atitudini diferite, la fel de și spune, de valabile, nevoi spirituale diferite. Da? La fel de valabile, însă diferite. Da. Într-o sală mare vei cânta mai tare, într-o sală mică sau într-o biserică mică vei cânta mai încet. Și cam de aici încep multe alte diferențe. Dar care păstrează totuși un fond comun. Un fond comun. Fondul comun este cel mai important, pentru că aceasta dă unitatea bisericească, liturgică și muzicală, bineînțeles. Muzica liturgică. La strana mănăstirii atunci era, în primul rând, părintele Gabriel Constantin Oprea, care este arhidiacon și mulți alți psalți buni. Unul dintre ei este Valentin Gheorghe, care, din păcate, și subliniez din păcate, nu mai este în România, cântă la o biserică în Anglia, nu a avut condițiile cele mai bune, nu totdeauna, la noi. Și, din păcate, am pierdut o voce excepțională și o experiență excepțională și am să revin la el ca psalt. De asemenea, mai era părintele diacon Cornel Constantin Coman. Atunci dânsul nu era diacon. Dânsul avea preocupări muzicale orientate spre imnografie. Și tot dânsul mi-a insuflat aceleași preocupări, m-a încurajat să mă apropii, e drept, mai puțin decât dânsul, de latura imnografică. Când vorbim despre latura imnografică, ne referim în special la textul în sine, textul la literar. La text, da, în sensul da, da. Acesta, da. Există și un sens mai global care privește textul literar împreună cu cântarea. Da, exact. Imnologic, să zicem așa. Diferența între imnografie și imnologie, nuanță. Și mă întorc la
Valentin Gheorghe, care avea o intuiție muzicală excepțională. Primele mele partituri îi le arătam să-mi spun ce părere are și imediat identifica greșeli și îmi explica unde e greșeala, de ce e bine așa, de ce nu este bine. E vorba despre primele partituri cu încercări de compoziție. De compoziție, de traducere și de compoziție. Primele mele încercări au fost, de fapt, cele de traducere. O experiență și... a românirii, nu? Exact, o experiență personală rudimentară a românirii. La vremea aceea se reducea la schimbarea textului grecesc cu cel românesc sub neumele muzicale, ne ținând cont de corespondența dintre accentul prozodic și cel melodic, de retorică și de alte aspecte. Da, asta este o importante. Primă fază și a românirii în general, de o fază care trebuie depășită foarte repede, pentru că nu sună bine. Exact, nu sună românește. Nu sună român, dar nu se înțelege textul, care este important. Când zicea Anton Pan, cântă române pe limba ta, cred că în primul rând asta se referea. Da, nu, da. Așa. Adică e vorba de o limbă românească care în cântare să se recunoască ca fiind românească. Exact, să fie limpede și să fie coerent mesajul. Dacă accentele vor cădea invers sau dacă potrivea la frazei va fi alta, dacă vei face o încheiere în mijlocul frazei vorbite, limba română va fi practic văduvită de ființa ei în ultima instanță. Da, și mesajul nu mai este la fel de clar. Ba, poate chiar să împieteze serios. E ca și cum în mijlocul frazei ne-am oprit și am pornit altă frază muzicală, ceea ce ar putea să creadă lumea că e vorba despre altceva. Exact. Dacă îmi permiteți și o mică paranteză. De curând, unul dintre studenții de la Sibiu, dintre ucenicii mei, am încercat să traducem, de fapt el m-a solicitat să traducem un axion din greacă, mi-a arătat încercarea lui și, bineînțeles, era acel rudiment de românire și i-am explicat ce nu este bine și am luat bucățică cu bucățică, frază cu frază și am explicat ce nu este în regulă și am încercat împreună să găsim soluții, fără să impun eu soluțiile mele din experiența mea, lăsându-l pe el să descopere pas cu pas. Și rezultatul a fost unul peste așteptări. Experiența pe care am avut-o împreună a fost una deosebită. Și ar vrea să vă exemplific ca text. Era vorba de axionul Îngerul a strigat de la Sfintele Paști, care începe: Îngerul a strigat. În limba greacă sună așa: O angelos evoa. În limba română, traducerea, dacă am înlocui simplu silabele grecești cu cele românești, accentele ar veni așa: Îngerul a strigat. Deci trebuie găsite cumva niște soluții de adaptare. Deci din punct de vedere muzical, o traducere a unui text și adaptarea lui la... împreună cu adaptarea textului muzical, părții muzicale, să spunem așa, impune neapărat o interpretare. De fapt, traducătorii, translatorii, se face o deosebire față de... Există și interpreți. Deci, cineva care traduce într-o limbă poate să interpreteze orice traducere, să mai mult sau puțin o interpretare. Lipsa cuvintelor, completarea cuvintelor, înlocuirea cuvintelor, în cazul nostru, înlocuirea melodiei. Înlocuirea, în ultima instanță, nu radicală, ci suficientă cât să se potrivească cu textul în română. Asta doar acolo unde este necesar. Doar unde este necesar, dar de obicei un este material necesar. Din aceeași cântare, în același stil, astfel încât să se păstreze coerența stilistică. Este dificultatea traducerii, în general. Exact. Interpretării prin traducere. Da. Și închei această paranteză, revin la formarea mea ca muzician la Stavropolios. Prima oară am fost tentat să traduc o cântare din limba greacă și am fost încurajat de prieteni, în special de... O mică întrebare. Sorin. La multe din aceste cântări, aceste imne, există deja traduceri. Traduceri, mă refer, ale textului. Traducerea textului, da, dar vorbesc de variante melodice, mai vechi, mai noi.
care, din păcate, la noi se opresc undeva de la jumatea secolului al XIX-lea. Da, pentru că după aceea a existat o inițiativă a românirii care deja presupunea o creație românească proprie. În stil, bineînțeles, bizantin sau de factură bizantină. E adevărat. Eu acum simplific puțin. Da. Cam așa s-a întâmplat. Adică fluxul, să spun eu, după, mai ales după dobândirea independenței, când fanarioții nu mai erau aici, fanarioții fiind greci, inclusiv mari protopsalți, nu? Care au Petru Efesiu, ca să urmă un exemplu, de la el încoace, deja se crea o școală, să spunem așa, de muzii de psaltichie românească, care avea oarecare o limbă națională. Bineînțeles, cu oarecare autonomie, independență chiar. Este adevărat. Componistică. S-a creat o școală românească, sau cel puțin s-a dorit, dar începutul... Tradiția traducerilor sau adaptărilor muzicale, traducerilor muzicale, deci să se înțeleagă că e vorba de o traducere muzicală, nu e vorba de traducerea aia textului care exista deja, pentru că în cărțile de cult exact la 1710, odată cu traducerea finală a Autoicului, practic după 1710 aveam totul tradus în limba română, cu respectivele adaptări ulterioare, mici adaptări de limbă, conform evoluției limbii române. Dar aici vorbim despre traducerea muzicală a unor cântări grecești în limba greacă, care pot fi cântate și grecește, însă în măsura în care important este în slujbă să se cânte în limba pe înțeles, trebuie operată această traducere sau adaptare muzicală. Mai potrivit adaptare. Adaptarea unor variante melodice din diferiți autori la limba română. La limba română, da. Astfel încercând să rămână credincios, totuși, duhului și melodicii originare, exact. Originale, de unde cât se poate, plecat. Pe cât posibil. E o muncă foarte dificilă. Pentru că presupune, cum la mata ai pomenit despre intuiția unor dintre protopsalți, dintre psalții pe care ai cunoscut. Intuiția muzicală e simțul acela care îți spune cum să întorci. Că există și variante, poți adapta într-un fel sau altul. Nu? Mai mult sau mai puțin. Mai pe larg, mai pe scurt, mai... Da. Intuiția are legătură și cu un fel de teoretizare care, de fapt, nu este scrisă. Se bază pe o experiență îndelungată. Îți dai seama că o formulă poate fi de obicei urmează după alta și nu altfel. Dar pe de altă parte, e adevărat asta. Pentru că asta, de fapt, este esența școlii care formalizează foarte multe experiențe, să spunem așa, ale unor înaintași. Dar de fiecare dată, tocmai melodica vine de multe ori și cu un ceva, hai să spunem, inefabil, ca să folosim așa, care face dificilă tocmai alegerea cele mai bune adaptări. Că altfel ar fi foarte simplu. Dacă aplicăm formula sau aplicăm, să zic așa, formula formalizată, dar de multe ori există mai multe căi de a ajunge. Care e cea mai bună? Există un proces al aprecierii estetice. Da, există și eu sunt convins că există niște principii obiective, nescrise, practic nestudiate, pentru mulți psalți funcționează la modul intuitiv. Dar există și o anumită subiectivitate care ține de experiența fiecăruia. Și chiar în încercarea de a traduce acel acțiun împreună cu ucenicul meu, la un moment dat aveam două sau chiar trei soluții. Și o evaluam pe fiecare, care este cea mai bună. Și uneori aveam surpriza că el să o aleagă pe cea care, pe alta decât aș fi ales eu, și s-a dovedit că așa era mai bună decât cea pe care am ales-o eu. Deci dar există și o parte... Cum s-a dovedit asta? Asta e interesant așa, dacă se poate spune în cuvinte, că uneori lucrurile acestea mai care țin de finețe și de intuiție nu pot fi traduse așa simplu. Pur și simplu întrebam, de ce ai alege-o pe varianta asta? Eu cred că nu e cea mai fericită. Și el mi-explica punctul de vedere și mi-a dat seama că are dreptate. Deci, practic, prin comunicare, prin dialog. Dialog, da. Foarte adevărat.
Acum, pentru că e vorba de traducere din limba greacă, dacă îți spun altă întrebare, mi-e teamă să nu-ți întrerup firul gândirii, dacă dorești să mai adaugi ceva la cele spuse până acum. Putem renoda. Da. Așa cum s-a renodat tradiția. Că ai pus promete traduceri din limba greacă. Și una dintre ideile pe care le discutasem înainte a fost tocmai între cântarea, să zicem așa, grecizată sau de factură grecească și cântarea românită sau de factură mai românească, mai națională. Ce e bine, ce e rău, mai ales că după 1990 exemplele și modelele, mai ales înregistrărilor și a cărților grecești, a făcut ca uneori să apară într-un orizont altfel care se dorea foarte uniformizat din punct de vedere liturgic. Deci pe asta iarăși s-ar putea vorbi cu uniformizarea, să apară modele noi și pe unii se deranjeze, care, în sensul în care puteau să spună, uite, asta strică unitatea. Deși cei care s-au uitat cu atenție, Victor Șapcă, un coleg la doctorat, a avut o lucrare despre Acțion. Și doar pe puțin mai mult de jumătate de secol, să zicem un secol, secolul 19, mai mult sau mai puțin, a identificat peste 300 de variante ale acțiunii, variante melodice. Eu, dacă m-ar fi întrebat, estimam și eu la în jur de 100. Însă a descoperit peste 300. Ceea ce înseamnă că uniformizarea nu înseamnă neapărat... ce înseamnă uniformizarea? Să cântăm aceeași melodie totdeauna sau putem cânta un pachet de 2, 3, 5, 300 deja e un număr impresionant. Presupune deja o cultură sau este vorba de un stil care dă acea unitate? Eu cred că uniformizarea există. Asta fără a uita modelul de întrebare, partea de început a întrebării, referitoare la stilul mai grecesc. Stil, da. Cred că uniformizarea există din totdeauna în biserică, uniformizare stilistică, că vorbim de imnografie, muzică, liturgică, deoarece este necesară o unitate, însă în ceea ce privește muzica, această uniformizare, la un moment dat, la noi a fost greșită, a fost înțeleasă greșit, puțin într-un limitativ. Sens reducționist. Adică avem o piesă, o cântare, efectiv, sau două, parcă mai multe nu prea erau. Nu ne trebuie mai mult. Nu ne trebuie mai mult și asta însemna, e ca un cânt de care l-ai învățat și numai pe la-l cânti, deși alții cântă până la 300 de variante, rămânând într-o unitate. Da. O mică paranteză. S-a întâmplat odată să merg, când eram în seminar, la o biserică dintr-un sat, unde se cânta în comun, toată lumea știa același acțion, putea să lipsească cântărețul că liturghia mergea, și fiind invitat, am cântat un alt acțion, dar nu unul, să zicem, tradus din grecește sau unul din repertoriu clasic, din cântările Sfintei Liturghii. Și lumea s-a uitat ciudat la mine, la noi, că eram mai mulți care cântam. Și... În sensul că stricați comuniunea. Exact, comuniunea și tradiția. Eram aproape niște eretici. Închid această paranteză și revin la ideea inițială. Asta, dar stilul grecesc, da? A spus la un moment dat... N-aș vrea să închidem paranteza. Asta poate să creeze o altă problemă. A unei viziuni, cum am spus, reducționiste și simpliste a tradiției muzicale în speță. Da, înțeleasă astfel uniformizarea nu face altceva decât să sărăcească tradiția bisericii. Fondul acesta bogat, cum am spus, pe jumătate de secol există peste 300 de acțiune, dar câte ar exista pe mai multe secole? Sau de alte fapt, asta era extrapolarea inevitabilă. Da. Totdeauna e bună o lărgire a orizontului. Era vorba doar de Biserica Ortodoxă Română, secolul XIX. Dar dacă mergem pe cele multe alte biserici ortodoxe și peste multe alte secole, deja avem un cutremur al... Un cutremur, dar poate și o surpriză să observăm, de exemplu, un acțion românesc tradus în grecește sau un acțion macedonean sau bulgar tradus în românește, adică relații interculturale, bisericești, la care poate nu ne-am gândit. Asta poate să fie o temă de cercetare foarte interesantă. Tocmai pentru că acesta arată, e un domeniu al comunicării subtextuale, să spun așa, sau dincolo de text, comunicării muzicale între culturi și în cadrul acelui stil bizantin, bineînțeles. Pot reveni la... Da, bineînțeles. Îmi cer iertare. Ați spus, la un moment dat, ați pomenit de
stilul românit sau stilul românesc. Aici aș face o distinție. Românit sau românesc, eu îl foloseam puțin specios în legătură cu deranjamentul pe care provoacă câteodată cântarea de multe ori grecească, pe care unii o zic turcească sau turcită, cam în sensul ăsta nuanțat. Și aici sunt părerile împărțite. Uneori aceste păreri contra sunt puțin tendențioase și de nefondate și, științific. De multe ori și părerile pro pot să fie. Pot fi, da, da. Într-adevăr. Multele păreri. O cântare românită, așa cum am discutat, înseamnă o cântare adaptată în limba română, să sune bine în limba română, ca și când nici n-ar fi fost tradusă. Aici spuneați de stilul grecesc. Stilul acesta grecesc a avut două momente de critică, să spunem așa, pozitivă, negativă. Una a fost momentul începutul românirii, când se încerca un stil mai național, și a doua fază este a ultimilor 25 de ani după căderea comunismului, când modelele grecești, înregistrări și cărți au făcut o intrare puternică pe, să zicem așa, în biserica ortodoxă, în parohiile ortodoxe. La aceasta a doua fază vreau să mă opresc. Imprimările grecești și materialele cu care am intrat în contact în seminar, și nu numai eu, și toți psalții buni pe care îi cunosc, a fost un început fericit. Erau practic singure repere la vremea aceea și era într-adevăr și fascinația noului. Exoticul, într-adevăr. Dar e adevărat, există și o latură mai puțin pozitivă. Nu tot ceea ce ascultam era de o bună calitate. Acum discernământul se formează în timp. În timp. Ascultând cât mai mult, cântând cât mai mult, vorbind cu cât mai mulți oameni, cercetând tot mai mult. Și aici e vorba de o atitudine de permanentă de a cerceta, de a căuta, de a îți îmbunătăți formația profesională. Și nu trebuie rămas doar la aceste modele. E o problemă. Asta poate să însemne și un anumit servilism comod. Da, o problemă de raportare. Pe de altă parte, la un moment dat s-a făcut o mare confuzie în ceea ce privește ce este specific tradițional românesc și ce este tradițional bizantin. Eu cred că trebuie să ne raportăm cu anumită măsură la valorile etnice ale altor popoare, în schimb, la valorile tradiției bizantine, trebuie să ne raportăm cu maximă acrivie. Acum, o întrebare, să spun așa, unor studenți sau unor tineri începători în ale muzicii, spuneau, o întrebare, poate ai întâlnit-o. Părinte, care este muzica originar sau original creștină? Și asta creează o problemă, pentru că Bizanțul, ca identitate culturală, înseamnă deja secolul 5-6. Începutul creștinismului sunt iudaice, de exemplu. Toți Mântuitorul a cântat cu ucenicii săi după cina cea de taină, a înălțat psalme, imne, după Matei și după Marcu, dar toți ucenicii săi erau iudei. Momentul bizantin este o interpretare a creștinismului importantă. Pentru noi este definitorie, pentru că privește ființa noastră creștină și ortodoxă, dar este și o perspectivă foarte largă, mult mai largă, ceea ce a făcut pe protestanți, de exemplu, să caute o întoarcere cândva, trecând alături de Bizanț, o întoarcere către primele secole cu erorile respective, fără discuție. Dar de aceea am punctat numai acesta, dacă avem o acrivie sau o atenție vis-a-vis de valorile etnice, o acrivie vis-a-vis de valorile bizantine, există și o ordine mai mare a creștinătății care ne obligă la acrivii
corespunzătoare, probabil. Da. Dar acum suntem la muzica bizantină. Suntem la muzica bizantină, într-adevăr. E adevărat că este important să știm, să cercetăm cum a fost muzica în perioada timpurie. Există cercetări. Există cercetări, dar nu cred că este important să ne reîntoarcem cu totul în acea epocă. Este o creștere a bisericii în ultima instanță, inclusiv în plan muzical. Exact, o dinamică de care vorbeam la început. Și este, pentru noi este relevant faptul că ne-am născut în secolul 20-21. În România. În România și cu datele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și trebuie să facem ceva cu ceea ce avem, fără să ne uităm mereu peste gard în trecut. Sau prea mult. Sau prea mult. Sau să credem sau prea că puțin. Ce era mai bun decât este acum. Sau prea puțin. Sau prea puțin. Părinte Diacon Nanu Virgil Ioan, eu vă mulțumesc în nume personal și în numele telespectatorilor care ne-au urmărit această emisiune și vă invit la poate la o viitoare sau mai multe întâlniri, una sau mai multe întâlniri, în care să putem duce mai departe problematica astfel foarte interesantă și foarte largă a cântării de factură bizantină în Biserica Ortodoxă Română. Și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru participarea la această emisiune și vă invităm la viitoare emisiuni folositoare duhovnicește și din punct de vedere al mântuirii noastre, din cadrul seriei Teologie Academică și Viață Bisericească.